Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri, o nouă zi de scădere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15.374 de cazuri pozitive și numărul deceselor a scăzut față de raportarea de ieri, astfel că au fost înregistrate 125 de decese, dintre care 3 anterioare. Capitala a ajuns astfel la cea de-a 5-a zi de scădere, iar incidența e acum de 36,64%. Comentăm aceste date cu medicul Gilda Popescu, medic pneumolog. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Doamna doctor, e a 4-a zi de scădere consecutivă a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, scădere și în capitală, epicentrul pandemiei de COVID în ultima perioadă. Șefii marilor companii producătoare de vaccinuri vorbesc despre finalul pandemiei. Să ne bucurăm sau e prematur? Da, trebuie să avem un pic de răgaz. Ceea ce putem să afirmăm cu certitudine este că, conform modelelor matematice pe care le folosim pentru estimările în cadrul rapoartelor epidemiologice, scăderea este una normală. După ce ai avut un număr de surse important, această scădere se face treptat și foarte probabil, dacă vom menține măsurile în continuare, și am să așa accentuez acest lucru, vom fi atenți la măsurile de prevenție, probabil în luna martie o să avem o incidență destul de scăzută, iar de sărbătorile pascale să ne putem bucura de compania familiei, a prietenilor. De aceea aș vrea să fac un comentariu legat de ceea ce Ministrul Sănătății, profesorul Rafila, a afirmat legat de purtarea măștii. O consider încă o măsură necesară și se cunoaște. Este microepidemiolog ca și specialitate și deci este o măsură absolut necesară pentru a avea control asupra acestei boli. În momentul în care vom renunța la elementul major de prevenție care ne-a ajutat să trecem peste această perioadă, masca, o să vedeți că numărul de cazuri o să crească. Deci, populația trebuie încă să aibă un pic de răbdare ca numărul de surse existente să fie reduse, să avem acea cifră de sub 1 la 1000, astfel încât riscul să ne infectăm să fie extrem de redus. Dar reluăm chiar declarația pe care a făcut-o profesorul Rafila, pe care ați menționat-o și dumneavoastră. Masca este mai eficientă, poate, în acest moment decât vaccinarea. Pentru că vaccinarea ne împiedică să ajungem într-o formă gravă a bolii sau deces, dar nu împiedică, din păcate, oricâte doze am avea, infectarea. Cu alte cuvinte, singura soluție pentru a trece cu bine această perioadă este să purtăm în continuare masca. Doamna doctor. Da, așa este. Trebuie să purtăm masca cel puțin în aglomerări populaționale, în spațiile închise. Deci aceasta rămâne o măsură obligatorie pe care o văd valabilă măcar încă cel puțin 2 luni de zile. Într-adevăr, probabil din martie-aprilie încolo, în spațiile deschise se poate renunța la mască. Dar spațiile închise sunt spații la risc. Iar dacă acele măsuri de prevenție legate de ventilație, deci ventilația realizează cea mai bună curățire a aerului, dar asta înseamnă 6 până la 12 schimburi de aer pe o oră. Încă nu este temperatura de afară cea care să ne permită acest lucru și atunci folosim ceea ce s-a dovedit ca eficientă și care ne-a ajutat să trecem peste această perioadă destul de critică, să ne putem întoarce la viața pe care am avut-o până în urmă cu 2 ani. Da, vă mulțumesc foarte mult, Gilda Popescu, medic pneumolog. Se fac declarații. Acum mergem să-l ascultăm pe Dan Bălceanu. Am discutat despre miniștrii PSD de la guvern. A spus acest lucru și n-am de ce să răspund. Și o nemulțumire intervenția premierului Nicolae Ciucă, având în vedere faptul că v-a atras atenția, că i-ați apostrofat pe colegii de exerciție. Dar nu am apostrofat pe nimeni. Puteți să luați și dumneavoastră imagine, să vedeți că nu pronunț niciun fel de nume, ci spun un lucru de notorietate publică și pe care cred că poate... Nu mai puțin, dacă îmi dați voie să și răspund. Spun un lucru de notorietate publică, faptul că la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii de ani de zile nu există o absorpție bună pe fonduri europene. Nu am spus altceva și cred că lucrul ăsta, dacă l-aș fi spus altfel, dumneavoastră presa, verificați informația
și îmi spuneați, domnule, hai să fim serioși, dumneavoastră, habar n-ai fi acolo. În particular sau în ședința de guvern ați avut? Nu pot să... Cum ați răspuns, domnului Sorin Grindeanu, în momentul în care v-a criticat în această ședință de guvern că ați spus public despre cele două ministere? N-am răspuns nici cum. Nu cred că trebuia să dau un răspuns. A fost o opinie a domnului Grindeanu. Cum trebuie să aibă loc o discuție între patru ochi mai degrabă decât să fie o critică venită din partea premierului în ședință? Repet, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, n-a fost niciun fel de critică față de nimeni. Și pur și simplu o recomandare ca pe viitor să evităm astfel de discuții. Cum vedeți faptul că un premier care este susținut de Partidul Național Liberal ia apărarea miniștrilor din partidul celălalt de guvernare din care premierul nu face parte? Nu văd nici cum. Nu am ce să văd. Sunt discuții pe care le avem în guvern. Domnul Ciucă, ca fiind un premier liberal din partea Partidului Național Liberal, simțiți că reprezintă PNL în executiv? Nu, cred că e problema de simțământul cuiva, al meu sau al altui coleg, ci pur și simplu este premierul României, este premierul pe care Partidul Național Liberal îl susține, da? Că a fost votat în partid și bineînțeles că trebuie să-și facă datoria de premier, de coaliție, având în vedere cum guvern de coaliție. V-aș întreba puțin. Discutați despre acest subiect? Pentru că v-am văzut ieșind din roda. Nu. Aș vrea să vă întreb puțin și pe un alt subiect. Este un întreg scandal pe PNRR, pe zona de sănătate. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră, ca ministru al fondurilor europene, ați văzut toate documentele din sectorul sănătate, din PNRR. Înțelege că la minister nu sunt toate documentele din PNRR. La care minister? Ministerul Sănătății. Cred că la momentul ăsta sunt toate. Într-adevăr, am aflat și eu că atunci când a fost problema ministerului de domnul Ceche, deci înainte de domnul Rafila, nu existau foarte multe documente. Asta am aflat și eu de la domnul Ceche și de la domnul Rafila acum. Dar în momentul de față nu se mai poate discuta de faptul că nu sunt... Circulate toate documentele, absolut. De altfel, sunt discuții tehnice pe care le avem aproape săptămânal cu comisia la care participă miniștrii de resort. Legat de capitolul sănătate, ar putea fi renegociat acest capitol în sensul în care acea agenție, ANDIS, să nu mai fie în subordinea Ministerului Sănătății, ci să treacă, nu știu, în subordinea CNI sau în subordinea Secretariatului General al Guvernului? Nu, din punctul ăsta de vedere... Dacă facem acest transfer? Din punctul ăsta de vedere, nici nu există un subiect. ANDIS-ul se va face la Ministerul Sănătății. Am avut discuțiile astea inclusiv cu domnul Rafila și e normal să fie așa, pentru că nu poți rupe politica de sănătate de investiții în sănătate. Ca ministru al fondurilor europene, vi se pare mult mai de 25 de milioane de euro pentru consultanță doar pentru ANDIS cu BEI? Să știți că sumele cuprinse acolo nu este și neapărat nevoie să fie cheltuite așa. Adică e într-adevăr alocat o sumă. E într-adevăr alocat o sumă pentru... Pe capitole. Dacă îmi dați voie să vă răspund. Da, vă rog. Este alocată o sumă pentru consultanță. În condițiile în care consultanța va costa mai puțin, sigur că poți să folosești așa sumă la altă investiție din domeniul sănătății. Altă investiție din domeniul sănătății. Dar nu trebuie să o transferi. Ea este în capitolul de sănătate. Este în capitolul de consultanță. Este în momentul de față un contract făcut cu cei de la BEI de ceea ce urmează să ofere și cât urmează să le plătim? Nu, dacă am încheiat contractul cu BEI de 25 de milioane de euro. Nu mai puțin. Există o sumă alocată pentru ANDIS. Da? 5 milioane cu 25 de milioane. Evident că dacă în loc de 30 de milioane constituirea sau înființarea ANDIS va costa 10 milioane, de exemplu, pentru că din contract sau din negociere rezultă o sumă mai mică, restul de 20 de milioane o poți folosi, suma asta, la alte investiții din domeniul sănătății. Poți să cheltuiești bani la altceva. Acest contract nu este deja este semnat? Adică cum putem să schimbăm? Dar cum s-a ales BEI? Nu este semnat niciun contract, pentru că la momentul la care noi vorbim, de exemplu, în ceea ce privește investițiile în domeniul sănătății, suntem în zona de acte normative, de hotărâri de guvern. De exemplu, atunci când vorbim de spitale, trebuie făcute criteriile prin care selectez spitalele pentru investiții. Nu suntem la momentul acela. Nu s-a ales BEI ca furnizor de aceste servicii de consultanță. Nu e numai BEI. Pentru înființarea ANDIS este doar BEI.
Cum s-a ales BEI și dacă se putea să fie alt... La sănătate poate să fie BEI. La Ministerul Muncii, de exemplu, e Banca Mondială. Ok, am înțeles, dar trebuie să vedeți PNRR-ul în ansamblu. Eu nu mă uit, ci numai la sănătate. De exemplu, la Ministerul, vă spuneam, Muncii a fost aleasă varianta cu Banca Mondială. La Mediu s-ar putea să fie aleasă tot BEI sau Banca Mondială. Nu știu. Cine a ales BEI pentru înființarea Andis? Cine a ales? Cei care au făcut această negociere, sigur. De, pe sănătate? Da. A fost făcut în anul trecut, cred că de prin luna martie, aprilie, s-a tot lucrat la PNRR, până când el a fost și închis. Cine a lucrat fizic la el? Nu știu să vă spun cine a lucrat fizic, că nu eram acolo, nu am de unde să știu. Despre Andis, pentru că vedem, dacă ne uităm la capitolul acesta, vedem că la maturitate această agenție va ajunge în 2026, în momentul în care practic se termină și PNRR-ul. Ce se va întâmpla cu spitalele care ar trebui fi făcute prin această agenție? Practic par în paralel. Cum se pot? Andisul trebuie înființat înainte. Pe de altă parte, vă spuneam că... Și să știți că nu facem niciun fel de plăcere să avem discuția asta, pentru că avem un program de 30 de miliarde de euro, aproape 30 de miliarde de euro, da, și în loc să începem să facem pași, să construim spitale, să avem discuția asta care, din punctul meu de vedere, e mai puțin importantă. Cred că importante sunt... 30 de miliarde de euro, 25... Cred că importante sunt spitalele. În PNRR se prevede că până în 2026 Andis practic nu devine operațională, funcțională, ci în toți acești ani trebuie să-i pregătim pe acei oameni care vor fi în această agenție. Andis poate deveni operațională cât de repede. Andis poate deveni operațională cât de repede este posibil din punct de vedere al capacității administrative. Nu știu, Andisul e la Ministerul Sănătății, nu am de unde să știu să vă spun. Ministra Fondurilor Europene, gestionați PNRR-ul. Nu, vreau să vă spun că PNRR-ul pentru... Sunt proiectele, doamnă, alte ministere. Doamnă, încă o dată vă spun. PNRR pe domeniul sănătății este gestionat de domnul Rafila. Clar. Ministrul Fondurilor Europene, gestionați tot PNRR-ul, tot proiectul. Coordonatorul de reformă este Ministerul Sănătății. Noi suntem coordonatorii naționali, ținem legătura cu ministerele, da, și raportăm la comisie. Cred că înainte să cred că înainte să întrebați, trebuie să vă interesați, că altfel o mă întrebați lucruri care nu țin de ministerul meu. PNRR ține de ministerul dumneavoastră, domnule Vâlceanu. Și încă o dată vă spun, PNRR pe domeniul sănătății și coordonatorul de reformă din PNRR în domeniul sănătății este Ministerul Sănătății. În ședința pe care ați avut-o cu Marcel Ciolacu, l-am văzut și n-am pe premier aici. N-am avut nicio ședință, am avut o întâlnire. Efectiv. Pe premier n-am fost, n-a fost premierul. Ce teme pe președintele pe Senatului, domnul Câțu, Florin Câțu? Spuneți, avem discuții normale de coaliție, sunt județe în țară pe care trebuie să le gestionăm, nu... Vreau să vă mai întreb și despre un alt subiect. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu înființarea unei autorități de management la nivel central și desființarea celor agenții de dezvoltare regională, înțelegem că ați avut și o discuție la care a participat și subcomisarul european și că acolo ați început să intrați în conflict cu șefii agențiilor de dezvoltare regională. Nu, nu se pune problema. Exact care este proiectul pe care l-aveți în plan? Nu se pune problema desființării niciunei agenții de dezvoltare regională. Sunt 8 programe regionale pe care am spus că le facem și nu se mai face un singur program de dezvoltare regională la nivel național. Ci pur și simplu suntem în discuții, într-adevăr, dar în discuții nu s-a luat o decizie, referitor la modalitatea în care aceste agenții de dezvoltare regională pot reprezenta și pot avea atribuții de putere publică, ele fiind un ONG. Adică asta este singura... Autorizate ca autorități de management sau... Ca autoritate de management, de exemplu, trebuie să poți institui scheme de ajutor de stat. Și numai puțin. Da. Și schemele de ajutor de stat se instituie prin acte normative. Deci trebuie să ai putere de inițiativă în domeniul actelor normative. La Ministerul un proiect. Nu. Ce prevede concret acest? Nu, nu există niciun proiect. Există o informare pe care am făcut-o guvernului, un memorandum cu care am fost la ședința de guvern. El având în vedere faptul că ar trebui să atragem fonduri europene. Totuși o să-mi termin răspunsul, pentru că dacă îl las pe jumătate spus, o să apară altceva în spațiu public și nu va fi conform cu realitatea. Deci există un memorandum pentru a informa guvernul și
în urma discuțiilor vom lua o decizie. Bun, dacă ați lua această decizie, să fie totul centralizat. Nu este totul centralizat. Încă o dată vă spun, nu există niciun fel de program centralizat. Programele rămân la ADR-uri. Programele operaționale rămân acolo. Da, mergem acum să vedem alte declarații. Ludovic Orban, alături de parlamentarii neafiliați, susțin la această oră declarații de presă pe tema lansării oficiale a partidului Forța Dreptei. Îl avem în imagini pe Ionel Dancă. Grav, nivelul de trai al românilor a omorât creșterea economică pe care am reușit să o stimulăm în timpul guvernului condus de Ludovic Orban în plină pandemie și deja românii se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește puterea lor de cumpărare și de a susține cheltuielile pentru traiul lor zilnic. Doctrina partidului Forța Dreptei este exprimată prin sloganul pe care ni l-am asumat, prin noi înșine, și prin acest slogan ne revendicăm continuarea tradiției politice naționale liberale, atât în domeniul valorilor politice, cât și în domeniul economic. Dorim, prin Partidul Forța Dreptei, să continuăm lupta noastră pentru implementarea unui nou model de dezvoltare economică și socială. Un model economic bazat pe investiții, investiții care să meargă în toate regiunile țării, să elimine diferențele de dezvoltare între principalele regiuni ale țării, investiții atât din fonduri publice cât și din fonduri europene. De asemenea, prin stimularea capitalului autohton, doctrina liberală prin noi înșine a fost întotdeauna un apărător al capitalului autohton românesc și dorim în continuare noi, Partidul Forța Dreptei, să fim principalii avocați ai capitalului autohton românesc în politicile din România, prin stimularea și încurajarea inițiativei private, prin programe de dezvoltare tehnologică în zona economiei private care să ducă la o creștere a productivității în toate zonele importante de activitate economică, fie că vorbim de energie, industrie, agricultură, astfel încât, în final, toți românii să beneficieze de o creștere a veniturilor lor și de o creștere a puterii lor de cumpărare reală. Nu ceea ce se întâmplă, din păcate, deja la nivelul acestui guvern, care, repet, a afectat deja în mod grav puterea de cumpărare a românilor prin generarea unui puseu inflaționist care deja devine un coșmar pentru majoritatea populației și pentru întreprinzători, pentru economie. Ne propunem să facem o opoziție la această monstruoasă coaliție de guvernare cu soluții și deja am inițiat proiecte de lege care vin să rezolve problemele românilor, problemele cele mai stringente ale românilor. Ionel Dancă, îl vedem în imagini și pe Ludovic Orban, alături de parlamentarii neafiliați. Sunt declarații de presă pe tema lansării oficiale a partidului Forța Dreptei. Mergem acum și cu alte subiecte. Un nou scandal în coaliția de guvernare. Liberalii îi acuză pe socialdemocrați că au votat împotriva unui proiect care corecta legea privind sistemul public de pensii. Inițiatoarea proiectului, senatoarea Alina Gorghiu, spune că oamenii nu mai trebuie să fie puși pe drumuri pentru pensiile calculate greșit. Inițiatoarea proiectului, senatoarea Alina Gorghiu, afirmă că proiectul a trecut de Senat și este sigură că va trece și de Camera Deputaților. Pensionarul care s-a trezit că pensia i-a fost calculată greșit de către Casa de Pensii nu trebuie să fie pus pe drumuri pentru a-și primi drepturile cuvenite. Acesta este principiul de bază al legii PNL care a fost adoptată luni de Senat. Trebuie să avem grijă de pensionari, iar această inițiativă legislativă corectează legea privind sistemul de pensii publice în trei moduri esențiale, a transmis Alina Gorghiu pe contul ei de Facebook. Marea problemă a sistemului de pensii și faptul că a ajuns unde a ajuns, adică în această situație, și aici mă refer inclusiv la aceste inițiative de care vorbește proiectul de lege, adică să nu mai pună pensionarii pe drumuri. Sunt pensii diferite între oameni care au ieșit la pensie în ani diferiți, dar au lucrat pe în același zonă, pe același timp de muncă și aceeași perioadă, și sunt pensii diferite și aici trebuie să se facă un pic de ordine.
Dar aceste lucruri trebuie făcute într-o singură lege. Senatoarea liberală arată cu degetul către cei de la PSD care au votat împotriva acestui proiect. Proiectul mai prevede ca soții să aibă dreptul la pensie de urmaș în cazul în care căsătoria a durat cel puțin un an. O altă reglementare ar fi legată și de luarea în considerare a anilor lucrați în grupe de muncă în condiții deosebite, fără a se lua în considerare doar anii întregi lucrați. Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii vine în Europa. Kamala Harris urmează să se întâlnească sâmbătă cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Întrevederea va avea loc în Germania, în cadrul conferinței de securitate de la München. Conform unui anunț făcut de un înalt oficial din cadrul Casei Albe, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, urmează să aibă o întrevedere cu liderul Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Întâlnirea nu va avea însă loc la Kiev, ci pe teritoriul Germaniei, mai exact la München. Această întâlnire va fi o oportunitate de a arăta angajamentul americanilor pe care l-au luat în vederea rezolvării conflictului dintre Ucraina și Federația Rusă. Vicepreședinta Americii va susține un discurs în a doua zi a conferinței. De asemenea, aceasta urmează să se întâlnească și cu Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, și cu liderii statelor baltice. Tot în cursul zilei de sâmbătă, în afară de președintele ucrainian, Kamala Harris se va întâlni și cu cancelarul german Olaf Scholz. De asemenea, în cadrul conferinței din Germania va lua parte și șefa diplomației britanice, Liz Truss. Deputații europeni au aprobat un nou sprijin financiar pentru Ucraina, țara aflată într-un conflict iminent cu Rusia. Eurodeputații au dat undă verde pentru ajutorul în valoare de 1,2 miliarde de euro în cadrul unei proceduri de urgență, cu 598 de voturi pentru, 55 împotrivă și 41 de abțineri. So today I am announcing a new financial assistance package to the country, made both of emergency loans and grants. First of all, the Commission proposes a new emergency macrofinancial assistance package of 1.2 billion euros. În ianuarie, Comisia Europeană a propus o nouă finanțare de 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina, îndemnând blocul să acționeze rapid pe fondul temerilor iminente privind un atac rusesc. Jumătate din sumă va fi acordată imediat dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Ucraina trebuie să demonstreze progrese în punerea în aplicare a unui program macroeconomic stabilit de Fondul Monetar Internațional și să ofere garanții în ceea ce privește statul de drept. Rusia a anunțat în ultimele zile că a început o retragere a unora dintre trupele și echipamentele militare din apropierea Ucrainei și din peninsula Crimea. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune însă că nu este convins că amenințarea unei invazii rusești în Ucraina s-a diminuat și și-a exprimat speranța că vor fi continuate dialogurile la nivel diplomatic. Cel mai mare diamant albastru din lume va fi scos la licitație. La ce valoare a fost estimată piatra de 15,10 carate? Vă spunem în câteva. Din nou, în direct, declarații pe tema lansării oficiale a partidului Forța Dreptei, vorbește Ludovic Orban. Nu acționez în interesul cetățeanului român, ci doar în interesul clientelei sale. Forța Dreptei se angajează să reprezinte toți cei 80% dintre cetățenii români care consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, condusă astăzi de Iohannis și de o coaliție anus contra naturii. Forța Dreptei se angajează să-i reprezinte pe toți aceia, mulți la număr, peste 6,5 milioane dintre români, care au sperat că Iohannis va aduce civilizație, va aduce dezvoltare, va aduce democrație, respect pentru drepturile și libertățile cetățenilor, și care au fost trădați de Iohannis, care în loc să aducă ce a promis românilor, a readus PSD la putere. Forța Dreptei vrea să-i reprezinte pe toți acei 70% dintre cetățenii români care nu se simt astăzi reprezentați de formațiunile politice existente în România. Forța Dreptei se angajează și are capacitatea să-i reprezinte și pe cei aproape 68% dintre cetățenii români care au preferat să nu își exercite dreptul de vot în 6 decembrie.
pentru că nu s-au simțit reprezentați sau pentru că nu sunt conștienți de importanța implicării și a votului lor. Forța Dreptei este un partid care are la bază valori, principii, idei validate de istoria modernă. Ne bazăm pe un liberalism conservator. Suntem asemănători din punct de vedere al doctrinei politice cu Partidul Republican din Statele Unite, cu Partidul Conservator din Marea Britanie, cu Uniunea pentru Mișcarea Populară din Franța. Da, Ludovic Orban, alături de parlamentari neafiliați, susține declarații de presă pe tema lansării oficiale a Partidului Forța Dreptei. Continuăm și cu alte subiecte. Producătorii de vaccinuri anunță sfârșitul pandemiei. Directorul Moderna susține că este rezonabil să presupunem că ne apropiem de etapele finale ale pandemiei. Acesta crede că variantele care vor urma după tulpina Omicron vor fi mai puțin virulente. Directorul general al companiei farmaceutice americane Moderna, Stefan Bancel, spune că există șanse de 80% ca varianta Omicron să fie ultima virulentă din actuala pandemie. Cred că am avut noroc la nivel mondial că Omicron nu a fost foarte virulentă, dar totuși vedem mii de oameni care mor în fiecare zi pe planetă din cauza Omicron, a declarat șeful Moderna. Este un scenariu pe care putem să-l luăm în calcul. Și avem mai multe argumente în acest sens. În primul rând, istoric, uitându-ne la celelalte pandemii, vedem că ele evoluează pe o perioadă undeva între un an și jumătate și trei ani de zile. Iată că avem deja trei ani de pandemie, deci din punct de vedere istoric putem spune că pandemia poate să ajungă către final. Studiile au arătat că, deși varianta Omicron pare mai contagioasă, în general nu îmbolnăvește oamenii la fel de grav ca tulpina Delta. Faptul că varianta Omicron este o variantă mult mai blândă comparativ cu varianta Delta, ceea ce arată că virusul se îndreaptă în mod natural către această evoluție favorabilă de coabitare cu oamenii. Și în al treilea rând, față de 1918, când am avut ultima pandemie ce a lovit omenirea, avem și vaccin de această dată, vaccin care, cel puțin pentru spațiul european, uitându-ne în mod global la spațiul european, a acoperit undeva la 85-90% din populație. Specialiștii nu se pot pronunța încă cu privire la apariția unei noi variante. E greu de făcut o presupunere cu privire la apariția unor noi variante virale. Tot istoric, uitându-ne din punct de vedere al evoluției virusurilor, știm că de obicei virusurile tind să devină cu timpul mai prietenoase, astfel încât să-și asigure supraviețuirea și nu să producă forme mortale de boală. Cel mai valoros diamant albastru din lume va fi pus la vânzare în cadrul unei licitații eveniment în Hong Kong. Nestemata de 15,10 carate este cel mai mare diamant albastru viu tăiat în trepte, care a fost evaluat la aproximativ 48 de milioane de dolari. Diamantul albastru urmează să fie scos la licitație în Hong Kong, iar specialiștii din domeniu preconizează că acesta valorează o întreagă avere, mai exact 48 de milioane de dolari, potrivit evaluării Institutului Geomologic American. Diamantul de Beers Cullinan Blue de 15,10 carate a fost șlefuit recent după ce a fost descoperit în mina Cullinan din Africa de Sud în aprilie anul trecut. Este cel mai mare diamant albastru din lume și a fost descoperit anul trecut într-o mină din Africa de Sud. Acest diamant albastru este cel mai mare din lume, are peste 15 carate și este fără cusur. Se remarcă nu doar prin dimensiune, ci și prin culoare, tăietură și claritate. În lume mai există doar 5 diamante albastre de peste 10 carate, însă nici unul care să depășească 15 carate precum diamantul Cullinan Blue. Gesturi obscene făcute de un patinator rus la Jocurile Olimpice de la Beijing. Fericit că a câștigat în fața americanilor, sportivul a fluturat ambele degete mijlocii în sus. Ulterior și-a cerut scuze. Totul s-a întâmplat după semifinala probei de patinaj viteză urmărire pe echipe când Rusia a câștigat în fața Statelor Unite ale Americii. Fericit că a trecut linia de sosire înainte adversarilor, patinatorul Daniil Aldoșkin a
fluturat degetele mijlocii în sus. La scurt timp după această scenă, patinatorul și-a cerut iertare. Sportivul a încercat să se scuze și a mărturisit că a fost pentru prima oară când a câștigat o medalie la Jocurile Olimpice. Și președintele Federației de Patinaj din Rusia și-a cerut scuze. Alexei Kravtsov susține că gestul nu are niciun subînțeles. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix News Pass cu Laura Chiriac. Ne revedem la Jurnal la ora 15.